Salutare YouTube, bine am găsit la un nou video. Astăzi mă joc Jhin. O să mă joc Jhin la Kraken. Jhin ăsta nebunatic. Am pe Thresh ca suport și ăștia au Twitch Karma. Dar unde-i Twitch? Where Twitch? Asta mă acolo, nu-i rupt. Nu cred că e rupt să stea acolo, cred că e remake asta. Cred că nu mai filmez nimica. Cum ar fi să postez un video de 3 minute? Să zic Jhin la Kraken și să nu fie nimic în videoul ăla, ia uite-l. Dați un like dacă mai vreți videouri, dacă vă plac videourile, bineînțeles. Da, clansul instant. Asta că mai dau eu aici puțin damage. Da, asta a venit 2 secunde pe lane, deja și-a dat un summoner spell, e bine. Acum o să vă arăt că toată viața voastră v-ați jucat Jhin greșit. Efectiv, Jhin trebuia să fie jucat până acum la Kraken. O să vă demonstrez de ce. Eu l-am încercat la Kraken, dar înainte să-și ia Kraken un nerf. Că înainte să-și ia Kraken un nerf era și mai puternic. E să pun ward acolo. Cred că îl batem, sau? Am cu ignite-ul, clar îl batem. Mamă, ce flash am dat și eu, trebuie să dau flash mai devreme, am lucky. Bă, că a dat și flash, mă. Nu cred că îl batem. Wow! Na, dude! Thresh-ul ăsta e altceva? Eu de ce nu primesc un Thresh de ăsta în Diamond? Trebuie să mă joc cu el în bronz. What the fuck? Puteți să ziceți ce vreți de flash-ul meu. Nu vedem cu-a. Thank you. Deci, înainte să-și ia nerf, cred că nu-l, Jhin dădea mult mai mult damage. Cred că dădea cu full build încă vreo 30 true damage, ceva de genul. Și 30 true damage, băi, e destul de mult. Că acum mi se pare că în early, cred că nu mai dă 100. Gen, cum îl cumperi, dădeai aproape 100. Ia, acum dai undeva pe la 80, ceva de genul. Dacă nu mă înșel. Dai aproape 90, dar înainte dădeai aproape 100. Deci, se vede diferența, mai ales în ăștia cu mult, mult, mult HP. Gen, un tank, cum ar fi Saiyan, sau un tank cum ar fi Cho'Gath. Efectiv, îi iau prea mult HP și diferența de true damage se vede foarte, foarte bine. Și poate vă întrebați, bă, de ce nu mă joc Gelfus? Ce face Gelfus? Gen, părerea mea că domnul Jhin este foarte puternic cu Kraken, nu pentru că are foarte mult și poate să dea foarte mult true damage. Dar după o să ziceți, dar el nu poate să dea multe true damage-uri, nu poate să le aplici de multe ori. Da, într-adevăr, dar dacă le aplici odată și le aplici odată tare, nu ai nevoie să le aplici de mai multe ori. Plus că primește și mai mult AD din pasiva aia de attack speed. Deci overall o să dai mult mai mult damage. Nu puteți să spuneți că nu o să dai mai mult damage. Însă mobilitatea lui, da, o să dispară un pic. Dar putem să ne jucăm și pe lângă asta. Pentru că attack speed-ul ăla pe care îl primește îi dă și mai mult movement speed odată ce dă o critică. Deci overall mobilitatea încă e acolo, dar trebuie să dai base, sigur. Cam asta e chestia nasoală. Nu ai mobilitatea aia for fun, să zic așa. Efectiv trebuie să muncești puțin pentru ea. Și asta mi se pare mai mișto, că trebuie să muncești pentru a te juca la potențial maxim, să zic. Dar cum am zis și în video trecut, pe acest cont o să mă joc câte o chestie mai neortodoxă în fiecare match. Așa că nu vă recomand, gen, dacă vedeți că merge prea bine într-un match de bronz la mine în video, încercați-o și voi. Dacă nu merge la fel de bine, poate că n-ar trebui să o mai încercați. Ai lanternă. Nu ne prinde, nice. Bun, am murit asta. Bravo. Nu știu unde e Twitch. Bă, că Twitch-ul ăsta e pacifist rău de tot.
Ia că-i dau-n cap. Că ești nesimțit. Rău minionul ăla. Bă, că eu nu-l văd pe ăsta. Tu-l vezi, Trash? Eu nu-l văd pe Negiovul ăsta. N-are nimic. E? Păi așa de mișor să-ți bagi joc de ăștia. Nenorociți. De fapt, hai să stăm, hai să stăm, hai să stăm. Dacă face dragonul și vine Kane, putem să-i prindem. Dar ne trebuie wave-ul pușat. Deja nu prea putem fără wave pușat. Dar putea să vină asta să mă boată. Dar am exhaust-ul, nu-i problemă. Ia uite-l. Ia! Ia! Ia că mă bate karma. Nu. O secundă, stai că fac 6, fac 6, fac 6, fac 6 imediat. Dar nu știu unde e. Habar n-am unde e. Nu spune că te-ai făcut invizibil. Nu cred că are ward aici, ok. Deci din nou, dacă ceva merge pe videourile mele, va trebui să încercați și voi și dacă la voi nu merge, atunci chestia asta e bună doar pentru că mă joc în rang mai mic. Deci să nu săriți în cap în comentarii. Dar e useless chestia asta. Bineînțeles că e useless dacă în rang real nu merge. Însă cred că nu, chiar cred că funcționează. Chiar cred că funcționează. Blizzbot. Ce vrei, mă? Că ți-a dat aia solo kill de două ori. Ce Blizzbot? Bă, că mor cu ăștia, mă. Efectiv, faci tu ceva bine și nu merg. Nu e bine. Nu e bine, frate. Aș putea să-mi ia și buții de attack speed pentru mai multate. Însă, ca să-i opresc, putea să fie o problemă. Dar am luat armură, așa că n-are nicio treabă. Nu trebuie să-mi iau armură. Sau să-mi iau dezdens mai încolo? E armura așa, pentru mai târziu. Pentru că Viego cu tu sunt momentan useless. O să fie în continuare useless, părerea mea. Asta are cleanse-ul, deci degeaba îi dai hook. De ce vine să-și ia damage, văd? Consumă și mana Carmei. Ok. Pare că a murit ăla iar. Smile, everyone is watching. Că asta nu vrea să dea hook. Opa. Behind every mask. Să mă duc în linie dreaptă, oricum nu vine asta la mine. Gen, dacă venea spre noi, era troll, că botul era prea în spate. Acum noi punem presiune constantă pe bot, îi puținem pe ăștia sub turn, ca să poată să facă Kane alte chestii. Mă ce și letality. Dar e problema că midul moare în continuu și na, presiunea noastră nu este chiar cea mai bună. Dacă midul moare în continuu, pentru că ei au mai multă presiune pe mid decât avem noi pe bot. Noi nu avem suficientă presiune pe bot pentru că noi dragon up. Asta e faza. Chiar dacă îi ținem pe ăștia doi sub turn și nu poate să facă niciunul roam, campion bun de roam, tot midul e problematic. Indiferent, în orice meci midul o să fie problematic dacă nu are presiune. Nu mă poți bate. Karma să uiți în mid. Ah, never mind, nu să uiți în mid. Uite că mă bate. What? Bro! N-am pus două basic, ați văzut? What the fuck? Bine că m-am ferit de Q-ul ăla. Sau, cum îmi place mie să zic, că l-a ratat ea. Dar major trebuie să fie over acum, că am cred că nu și buți. Nu o să mai stau să dau play 2, o să-mi dau back aici. Deci, vedeți și voi puterea crecanului. Nu o să-mi iau Ninja Tabi. Deși, ar fi bun Ninja Tabi, o să mă mai bat ăsta, dar... Hai să luăm full damage, bro, full damage. Ăsta vă zic să iau dezdensul mai încolo, dacă e cazul. Avem Infernal foarte bun,
îmi dă și mai mult AD. Și Jin are 242 AD dintr-un singur item și boost, da? E, dă 112 true damage. Înainte, un campion normal, genul de kill normal, cred că face 170 maxima de n-am idee, pentru că nu m-am uitat niciodată, să țin minte. Și o să dea undeva pe la 90 true damage maxim. Pentru că Jin are o pasivă mai specială și are gloanțe. Adică cine nu are gloanțe în League of Legends, el beneficiază de mai mult AD. Attack speed-ul lui dă movement speed pe critică. Hai să o batem pe ăsta, I guess. Dar nu putem. Rata e W-ul. Păriți-o pe aia repede. Am murit. A trebuit să mă întorc. Mai vede aici. E un sigur că are aia ulta, dar... Tot e War 2 pentru 4, însă au luat bounty mare, deci... în mare parte 4 pentru 4, cam așa ia, cam așa vine. Hai să-mi iau Farsight-ul și Hex Drinker-ul. O să mă ajute enorm. Ca să mă mai bată Casiopea și să mă pot duce melee în Casiopea. Pentru că eu în mare parte m-am dus melee acolo, în range de ult al ei. Asta e cine a luat? Casiopea l-a luat, nu? Da. Ok, deci o să fie și mai nasol acum. A luat 850 gold de pe mine. Pe Infernal. Chenul ăsta îl vreau. Eu să nu mai are cleanse. Deci un hook e mort. Dacă reușește, domnul meu trebuie să dea hook. Asta ce face? O putem să mergem la asta. E easy, nu? A dat flash, n-a de... A dat flash al... What? Al meu de ce a dat flash? Ho. Ho. Eu te înțeleg că vrei kill-uri. Că te joci pe cel mode la ladder, dar totuși... Totuși... Bine, nu cred că se întâmplă asta. Pentru că și un assist te ajută acolo, dar... Poate de ăla de vrea kill-uri multe. Eu pot să mor aici, by the way. Ah, ba nu, că n-are botărcă, să nu e vorba, n-am cum să mor. E imposibil să mor aici. Dacă are Twitch botărcă, da, e... Probabil să... Îmi dea o grămadă de damage, dar dacă nu are... Însă dacă vine Viego, mor. Hai să vedem, vine Viego. Să-și face și urerea pe Karma cel mai probabil. Bă, da, îmi place că nu mi-a dat nimeni ping la Kraken. Bă, nu știu, bă, când te joci așa mai troll, gen îți cumperi ceva troll, dar funcționează, nu se mai dă nimeni ping. Nu știu, e ciudat. My genius will be understood eventually. Da bine, cred că nu-i troll pe Jin. Cred că nu e ceea ce trebuie pe Jin. Okay. Ia ăla. Undeva trebuie să dăm turn aici. Ia ăla puțin damage la Karma, asta este. Ok. Oh, hello. Oh, hello. Și ne dau endul pe mid, what? Au pus Herald. Da. Ok. Trebuie să fim mai atenți acum că suntem foarte expuși. Când se dă turnul pe mid, jungla voastră e foarte expusă pentru că gen au intrările astea. Vedeți? Astea două intrări. Și na, practic au jumătate din jungla voastră. Cam așa au jungla. Chiar că voi mai aveți turnuri pe sidelane-uri. Ei poate să vină până la grumpul vostru să vă bată.
Dar vreau să iau nici XP-ul ăsta, că nu vreau nici eu să-mi part XP-ul, dar am dat tunelul de pe bot. Trebuie să ne ținem top, sincer. Dar vine dragonul curând. Putem să facem și aram, dar nu e indicat. Vor de aici. Pus să rămân și pe boss, să-l bag pe ăla. Ok, a luat ăla kill-ul, nice. Ori, ori ăla ce mai bun cu kill-uri. Da, sunt turn aici, by the way. Da. Yeah. A dat flash instant, ok. Ok, bro. Ia că mai pus un ward. Te simțiți? Fam, nu mă duc pe bot. Facem aici mare play chinezesc, să mai are flash. Da. Nu știu ce să zic. Ar trebui să mă duc pe bot acum. Bine mă, că nu mai am viziune. Lasă că mai încolo o să am sfârșit de atacs încât să dau și basic-uri mai rapide. Nu vă temeți. Pentru că încă primești attack speed pentru animații și proiectile gen. Dar mult mai puțin, mult, mult mai puțin. Hai că e karma top. Dar își dă back in, na, trebuie să-și dea back. Dacă vrem să ne jucăm la dragon... Oh, fuck. Noi acum trebuie să rămânem. Poate ajunge repede, da. Am și eu ulta în 3 secunde. Dar nu garantez că furc ulta. Destul de greu cu ulta lui Jin, sincer. Da. Putem prinde pe... nu mai putem. Oh, a dat ulta greșit? Hai să dăm turnă pe mid. N-am nici ce să facem altceva. Ăștia o să se dea back. Și nu luăm noi turnul ăsta. Nasol că o luat și bounty. Asta e cea mai nasolă fază. Da, e ok. Hai să iau Mothmall Mortis-ul. Să nu mor niciodată de la Cassiopeia. Iar apoi îmi fac Lord Dominic, I guess. Că ăsta are HP, HP, HP și are o grămadă de armură, Viego. Ăștia s-a ninja tabi, acum vă zi. Asta o să-și cumpere HP, dar e cel mai bun Lord Dominic aici. Dar cred că și Cassiopeia are mult base armor. Și Gwen are cu W-ul. Stai, că e Gwen-ul nostru, never mind. Never mind. I like a violent composition. Ah, baronul. A murit Kane. Unlucky, n-avem cum să-l oprim, că n-am multa. Și de omorât nu prea, cred că putem să-i omorâm pe toți. Că nu-l văd pe Twitch. Și mă poate bate Twitch. Death should never be quick. Hai să-l omorâm pe Twitch repede. Nice. No. What? Cum am luat eu aia? Ok. Asta, a dat a dat stop-ul așa, să de-aia am luat eu Q. Ai mă, frate. Unlucky, I guess. M-am dus și prea în față. Da, hai că dacă-l batem pe ăsta nu-mi iau baron. No, nu cred că a luat să-i baronul. Oare a luat să-i baronul? Nu cred. Huh. A, ba da, l-a luat, mă. Hai să-l batem. Nu e greu. Nu e greu să-l batem pe Swain. Nu pare așa puternic, sincer. E care doar un item. Care-i dă Omnivamp. Și el are o grămadă de healing în kit. Și are Ghost. Up probabil. Da, foarte easy de bătut. Să mai reflash. Ah,
Mă uit încă mai are două poțiuni. Twitch, ce troll e. Ia, aia nu dau suficient. Uite cât attack, cât movement speed am. Insane. It's so difficult to work under these conditions. Ai mă frate, te ferești, dacă lovesc pe ăla din spate. Se ferește să nu iau eu assist din norocit. Ca să iau pe aia bot, ia uite reviu aici. There is nothing for me. Mai ești și sunt aici. Ah, dude. Stai în spate, că suntem singuri aici. Mă, cât i-am dat. Era să mă lovesc. Amă, pe bune. Glumești? Nu l-am lovit, dude. Oh my god. Ești dragon. Să... What? Bă, avei wave-ul aici, ești drog? Bă, că Veigar ăsta nu cred că e om. Ah, vrea să ia tot wave-ul. Ia că vine să-i fără din el. Nu mai fără nimic. Ce să-i back? Îmi vine dragonul acum. Dude, I don't get it. Ce-s back-urile astea? Dau poke-ul Twitch. Nu mai dau poke. Mai să pușez wave-ul. Da, o să vină ăștia. Rapid. Na. Dacă ne dea leash. Hai că-l facem noi. 2100 pe critică aproape. Aproape 200 pe Kraken. Încet, încet dau mult. Bun, hai că-mi dau back aici. Dar n-am lor domini... Opa. Niște gol pentru Lord Dominicul meu? Na. Deci mă duc pe bot. Mai am nevoie de puțin. Pot să vând cloth armor-ul și Durance Blade-ul, dar vreau să rămân cu itemele alea. Adică sunt destul de ok. Nimeni pe bot, toată lumea mi, dar am. Foarte bine. Pot să mai pușez un wave. Să nu vă bateți aiurea, vă rog. Deși Casiopea probabil și-a dat back. A ba, noi încă acolo. Și de ce v-ați băgat așa? Nu-l pot bate. Oa, m-a lovit, teul ăla! Da, nu mai mori, mă! L-am bătut. Da, sunt mor. Am făcut bani de lor, Dominic. Deci e bine. Putem să ne dăm și în turnul ăsta pe mid. Dar a durat foarte mult până l-am bătut pe ăsta. Are o grămadă de healing. Și n-am... N-am Grievous Wounds. Ar trebui să vă bat asta aici. Doar plecați. Aveți două abilități broken. Așa la flash. Ok. Bateți-o, vă rog. Bateți-o? Nice. Acum Viego. Hai că n-a putut să dea click data pe preset. End please. Let's fucking go. Cred că engine broken. An icon doesn't have to explain. Stai că dau acum 209 true damage. Da, heal-ul. Bă, ți-a dat și flash-ul? Ok. A dat rage cu Swain.
Stai mă, care Steel Caps, am uitat de Steel Caps, de Ninja Tabi. Cine zice mă Steel Caps? De-aia nu l-am bătut așa de repede, că îmi dădeam foarte mult. Chiar nu, nu l-am luat. Luăm și ăsta? Nu cred că-l mai luăm. Na, clar nu-l mai luăm acum. O să dau ult la mișto. Da, mai bine, nu. Hai să luăm turnul ăsta. Eu mă să-l iau. I don't fucking care. Ca să pe bot, cine mă bate, Viego poate. Îi dau kite ca nebunul. Mai și petreci lângă mine. Nu dăm back fără. Mă, Vigo, e bot! De ce e bot? Hai, ok, free. Asta e o greșeală majoră, că s-au dus pe bot. Car opții. Dar cred că nu mai au nici chef de match. Aia facem noi, nu-i problemă. Bă, da, dacă îmi pun trepurile acolo, trebuie să declanșeze, așa. Nu știu ce le-a dat, ce-a dat bounce aia. I-a venit swing. Poți dau ulta. Ia că a dat Zonia, a dat stopace. Bă, că mai are deloc chef. Uite, uitați cât movement-i dam. Insane. Cu Gelforce-ul aveați atâta? Nu cred. Oh, nice. A, glonțul ăla trebuia să nimerească, mai bad. Dar nu te pui, bro. Cam ăsta a fost meciul, cred. Sau ne bate Twitch pe toți? Nu prea cred, dar încă e posibil. Am exhaust-ul. Și... am flash-ul. Imediat sar pe el. Sau sare Kane-ul meu și dă one-shot, dar cam ăsta a fost meciul. Bă, venea și Okinul ăla. Cât am dat cu Crecon? Am dat 1364. Cred că am dat mai mult decât a dat cu un Gelfrost Rumeș normal. Bun, cam asta a fost video. Mersi de vizionare. Apăsați pe butonul de like și abonați-vă dacă n-ați încă. Ne vedem în următorul video. Bye, bye.